Pentru părinți, un ultim mesaj. Treceți prin vremuri dificile. Prioritatea noastră a fost să nu aducem copiii și părinții, familiile, într-o situație de risc suplimentar. Dar e o situație dificilă. Copiii trebuie să meargă la școală, dar trebuie să facă asta în condiții de siguranță și condițiile astea de siguranță le obținem numai ca o comunitate, numai prin colaborare. Colaborarea cu unitatea de învățământ și colaborarea cu medicul de familie, respectiv medicul curant, acolo unde există o boală cronică, fie a copilului, fie a cuiva din familie, colaborarea asta este esențială în perioada care urmează. Repet, putem să depășim această perioadă cu costuri minime pentru fiecare dintre noi, pentru sănătate sau pentru educația copilului, doar dacă colaborăm la fiecare nivel.